Inspectoratul Școlar Mehedinți demonstrează încă o dată că nu dă doi bani nici măcar pe cadrele didactice ale județului. La organizarea concursului pentru ocuparea posturilor de directori ai unităților de învățământ din Mehedinți, instituția a avut o organizare de toată jena. Chemați de la ora 11, profesorii au stat în săli preț de câteva ore până la 13, până ce conducerea Inspectoratului Școlar Județean s-a sinchisit să le dea drumul derulării probei. Bătaia de joc arătată cadrelor didactice nu s-a oprit însă aici. Accesul în săli a fost permis după câteva ore de așteptare în frig și, atenție, în ploaie, că doar orice inspectorat școlar ce se respectă trebuie să aibă o organizare impecabilă a examenelor. Nu contează câte ore sunt nevoiți profesorii să aștepte în curte. Important este că atunci când ajung în săl, totul să fie bine. Însă nici în săl nu a fost nimic bine. Voci dintre profesorii ce au participat la examen susțin că și în ceea ce privește distribuția în săli a fost un haos total și aici inspectoratul arătându-și proasta managerizare a situației. Tuturor acestor probleme apărute în ziua examinării, Mirela Pintaenea, inspectorul școlar general, a răspuns cu indiferența caracteristică. S-a baricadat în spatele ușilor închise ale centrului de examinare. Examenul de astăzi pentru posturile de director s-a desfășurat la liceul Lorin Sălăgean din Turnul Severin, unitate școlară unde este titulară Mirela Pintea, șefa învățământului mehedințean. Pentru fotoliul de director al unităților școlare s-au înscris 126 de aspiranți din întreg județul. Pentru liceele de prestigiu ale Severinului au optat foști și actual directori ai unităților școlare. Astfel, Mirela Ștefan s-a înscris în lupta pentru șefia Colegiului Național Gheorghe Țițeica, iar la Colegiul Național Pedagogic s-au înscris în cursă Alina Teiș, cadru didactic cu o vastă experiență la catedră și fost director al unității, și Paula Dobroiu. Pentru fotoliul de director la Colegiul Național Traian s-au înscris doar doi candidați, Vali Carapencea și Iuliana Gomoiu. Concursul pentru posturile vacante de director are două componente, națională și locală. Prima componentă presupune susținerea unei probe scrise de astăzi, urmând ca aspiranții pentru posturile de director să susțină alte două probe, analiza CV-ului, respectiv un interviu în fața comisiei de concurs. Interviul și evaluarea CV-ului se vor desfășura în perioada 17 octombrie-17 noiembrie. Afișarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestațiilor 21-23 noiembrie. Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie-9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului, validarea în Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la minister, este programată în data de 16 decembrie 2016.